După ce ieri Andrei a anunțat noile prețuri plafon, de dimineață multe stații din capitală s-au grăbit să le afișeze, spre nemulțumirea multor șoferi care astăzi s-au alimentat. Deoarece prețurile sunt atât de mari, mulți ne-au spus că în ultimele zile își țin mașinile mai mult în parcări. În același timp, informația care circulă în mediul online privind un presupus deficit de benzină și motorină la stațiile PECO din Republica Moldova este falsă. Precizarea vine din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astăzi un litru de benzină cu cifră octanică 95 a ajuns să coste 25 de lei și 26 de bani. Un litru de motorină costă 22 de lei și 39 de bani. Iar pentru gazul lichifiat, șoferii sunt nevoiți să achite 13 lei și 94 de bani. Nu le mai ajung cuvinte să se plângă și nici bani să-și umple rezervoarele. Șoferii spun că atât la magazin cât și la PECO cheltuiesc puțin câte puțin în speranța că poate creșterile vor mai da înapoi. Cum vă par prețurile la carburant? E interesant, voi spuneți. Nu mă și m-am amălintat, ieri cu un preț, dar azi cu alt preț. E foarte... Nu-i corect. Nu știu ce să fie, dar nu merge la bine. E scump, prietenul meu, e scump. E foarte scump. Tot atâta turneam, dar mai mulți bani se consumă. Unii spun că deja la mai multe stații de alimentare a fost impusă o limită de combustibil în măsură de 1000 de lei per autoturism și 100 de litri pentru camioanele mari. Mulțumim la cei de sus că fac numai bine pentru noi șofiorii. De grabă se spune că o să fie criză de carburanți chiar. Da, așa se vorbește, dar de-amă așteptăm ce o să primească, o să vedem de-amă. Hotărâm noi oare ceva? Experții din domeniu susțin că prețurile se majorează la nivel internațional și că Andreiul calculează tariful corect. Sancțiunile impuse de Federația Rusă au împins prețurile la naftă în sus. Evident că asta a avut repercusiuni și asupra prețului produselor petroliere pe bursele internaționale, deci vorbim de benzină, de motorină, prețurile, deci cotațiile plat. Eu sunt absolut sigur că Andreu, atunci când calculează prețurile plafon, nu greșește nici cum bănuți. Parlicov a comentat și zvonurile care urma să ne confruntăm cu o criză a carburanților. Potrivit lui, acest lucru se poate întâmpla din cauza războiului din Ucraina și a explicat de ce. Merge de fapt o conflagrație militară. Motorină, este nevoie de multă motorină. Respectiv, eu nu exclud că va fi o perioadă, în special în timp apropiat, mai ales în timpul luptelor, spunem, rezervele de motorină și convoiurile cu motorină mai nimeresc și în lista țintelor care sunt atacate. Sigur că asta poate crea un deficit temporar de produse petroliere, de cel de motorină, pe piața asta regională. La 1 martie, tariful plafon pentru benzina 95 era de 24 de lei și 54 de bani, iar al motorinei era de 21 de lei și 25 de bani. Noile prețuri plafon vor fi valabile până pe 7 martie inclusiv.